Salut, sunt Georgescu și bine ați venit la un nou episod de la mine de pe canal. Astăzi fiind sâmbătă, o să dăm drumul la o nouă serie de sneaker shopping at Sneaker Industry. Și ca și invitați, astăzi o să-l avem pe Gami și pe Ioana. Am ajuns Andrei cu Ioana aici la Sneaker Industry. I-am așteptat pe cei doi să vină. Am auzit că tu plătești, nu? Da, e cinstea mea, pe normal, pe gata, o să fie la fiecare episod din, din această serie. O să plătesc eu totul pentru că da, este seria mea. Mi se pare corect. Bogdan, ai un coș? Da, din ăla mare, da, știi? Și pe lângă asta, nu uitați ca la fiecare checkout de pe Sneaker Industry să folosiți codul Georgescu 15 pentru 15% reducere și în curând o să facem niște flash sale-uri de 20% reducere cu codul Georgescu 20. Nu o să anunț momentan încă când pentru că nu știu, dar în curând o să facem și acest lucru măcar o dată. Aștept să-mi dai startul, să-mi dau startul să poți să alegi tu ce vrei, da, nu? Da. Păi mai întâi o să-l chemăm pe Bogdan, omul care o să ne ajute astăzi aici, domnul Bogdan Pege. Bine, bine v-am găsit. Te salut. Tu cu cine ești? Dacă plătește Georgescu, nu luăm tot? Păi nu-i vorba de asta. Eu încasez comisiune. El încasează, știi care la sută. Păi hai Bogdan, ne vină cu mine. Păi hai, începem, stați un pic. Începem cu Adidas sau începem cu hainele? Eu zic că mai bine să vă... Iată-mi. Uite-mă, mă, în gură, mă. Ce vă uitați? Hai Oana, vină cu ce plătește Georgescu. Ce faci? Stai degeaba, ții o borsetă. Pune aici. M-am făcut eu coș de cumpărături, hai. Pune aici. Așa. Aia zic. Andrei, Ioana, Ioana, vino cu mine, Ioana. Am ceva cred că care să-ți placă super. Eu mult. Cred că e clipul lui. Fii atent, Ioana. Da, ce vezi ghiozdanul la fila de acolo, el acolo. Ăla e perfect pentru. Dar am vorbit cu Ioana înainte și mi-a zis că are prea multe ghiozdane acasă și bă, ia mă, de acolo. Plătește Georgescu, e cinstea lui, ia de acolo. Dacă îl portem. Îl portem, Andrei. E mort, Andrei. Tot ce îi făcim, dă-mi seama că port, Andrei. Îl vindem. N-are treabă. Pune-l aici, pune-l mai aici. Pune-l mai la el, hai. Așa, da, Andrei, da. Andrei, mai dau eu niște mai dăm, mai dăm, te rog. Bă, îi plătești de două ori acum, gata. Gata, așa, mai ai? Mai pune. Bun. Hai la casă. Andrei, așa. Gata, la casă. Hai la casă, stai așa. Așa. Nu cred că poate. Nu cred că o să poți, Andrei. Nu cred că o să poți. Lasă-mă că pot. Pot! Nu m-am prins! Mai repede! Mai nu m-am repede! Cade, mai cade! Repede! Cade! Mai repede! A căzut! Mai repede! Mergi! Așa! Așa! Bun! Ok! Gata! Ok! Și acum haideți să trecem la lucruri mai serioase, până acum am râs și așa, doar că... Gata, asta a fost episodul 1, ne vedem în episodul următor de Sneaker Shopping! Ok, fraților, și acum trecem la lucruri serioase, pentru că Andrei al meu până acum s-a distrat și el și am zis să trecem la lucrurile serioase, o să trecem pe banii voștri... No! Bine, impropriu zis pe banii voștri, tot eu o să fac cinste, doar că o să vă alegeți într-un mod decent și o să vă alegeți ce vă place, nu o să iei tot magazinul ca așa vrei tu, nu mi se pare normal în primul rând. Să stau așa tot clipul, ok. Haideți să începem cu începutul, am început cu borsetele Ioanei, da, borseta Ioanei pe care... Deja mi-am însușit-o. Este prima mea borsetă. N-ai mai avut niciodată borsetă la festival, tu cu ce mergi? Nu merg. Cum adică, va merge la festival, măi. Ok, haideți să începem aici cu partea de Vans. Dacă vă interesează, Andrei, nu știu dacă ți-e place ceva, dacă îți place. Nu sunt așa ceva. Mare fan Vans. Au pleniță. Ăștia chiar sunt Caterinca, Ioana, și au pleniță. Au pleniță. Sunt cam blană. Bun, bun. Ok, haideți să vă arăt aici, eu am o pereche care îmi place exagerat de mult, dacă o vedeți pe Sneaker Industry, sincer, fraților, vă recomand să o cumpărați. Folosiți și codul Georgescu 15 pentru 15% reducere, perechea asta este tare într-una, frate, deci chiar am vrut și eu să-mi o iau. N-a reușit Bogdan să-și o ia, dar asta este. Dacă vreți, comandați-o și trimiteți-mi poze când ați dat comanda și o să vă pun la story. Oh my god, am găsit o bluză cu mine. Cu tine? Da. Cu girafă? Dar chiar seamănă un pic cu Ioana. Un pic, da, la ureche, da, un pic așa. Sunt înalte Ioana? Și blânde, sunt ca mine. O vrei? Nu știu dacă o vreau, nu-mi trebuie încă una ca mine în viața mea. Nu mai vrei încă una ca tine. Nu mai vreau. Hai Bogdan, vino și tu și mai spune-ne, mai ajută-ne cu ce. Vă puteți achiziua merch-ul meu aici la Sneaker Industry. Bogdan, vino tu și mai explică ce ar mai fi mai interesant pe aici, că eu mă uit la ele, eu le zic, da. Haine? Pentru cine? Haine. Tu vrei haine? Da, îmi plac haine. Deci tu vrei haine, și da? Mă știi pe mine, deci cocalar, maxim. Forță, cele mai tari culori. Forță, deci da. Deci mai întâi trecem la haine și după la Adidas, da? Da. Ok, hai să trecem la haine. Asta e pentru tine. Da, tricou, cămașa asta chiar e. Da, eu nu port cămași. Da, asta e prea tare să nu porți. Da, e la Half cu Pulp Fiction. E cea mai fresh collab.
Cam și astea sunt tot de la Pulp, da, Pulp. Da, toate astea de la tot? De la Pulp Fiction. Geaca asta. Ce mamă, și geaca. Ce e asta? Ce asta, Ionă? Am niște Adidas care o să meargă super tare. Ai Adidas care se meargă? Da. 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 Stai, nu, momentan suntem la haine, am zis. Trebuie să-i arate Adidas și să fie. Nu, nu, lasă. Nu. O să-i văd după aceea. O să-i vedem după mai ține minte, ține minte aia. Stăm pe haine, stăm pe ghiozdane, pe ce mai vreți să ne uităm. Dacă vă mai place ceva, Andrei, zine tu, arată-ne tu pe aici. Dacă vrei ceva țipător, ia. Ia. Da! Da! Ca nouă mărci. Așa, da. Superb, superb. Îmi place foarte mult. Ăsta e tot un collab cu un tatu artist din Spania. E Nike? E Nike. E foarte șmecheră ăsta. Ioana, nu-ți place? Bă, da, îmi place foarte mult. Da, și am tatuaj. E de băieți? E de ce contează? Nu sunt unisex deja în ziua de azi toate. Nu, pentru că... Hai să fii serios, mai iau... Mai e vreo chestie de băieți, mai e vreo chestie... Sunt strâns în jos. Ba nu neapărat, depinde de model. Ăla e. E strâns în jos și ție nu-ți place pentru că e strâns în jos? Da. Ok, deci nu vrei ăla. Deci dacă ești mare fană printuri, da. Geaca asta la Carhartt. Da, asta e tare, într-una am primit. Eu zic în Thailanda, pe 400 de grade va merge genial. Da, dacă am uitat să vă spunem că Gamiș cu Ioana fix după ce filmăm clipul ăsta, la 2 zile o să plecem în Thailanda. Și mai avem avion în 2 ore, hai mai. 2 ore, bro. Asta l-am, este foarte drăguț, dacă vreți să fiți meci, puteți să luați și voi. Cu codul Georgescu 15. Totul puteți cumpăra cu codul Georgescu 15, în afară de câteva produse care nu se poate aplica reducerea din cauza furnizorilor. Adică nu mai îmi dați mesaje să-mi ziceți că aveai anumite produse nu se poate aplica acea reducere, deoarece ăsta este motivul și vi l-am zis mai devreme. Ioana, da. Eu știi ce zic? Să-ți arăt un ghiozdan tare rău, dar tare. Băi, eu nu mai pot de cald, tare. Tare. Să mai tare rău de tot. Ia fii atent aici. Că știu că ești fană ghiozdane, că ai o grămadă. Ia uite-l. Știu acest ghiozdan, este spectaculos. Tocmai ce îmi căutam un ghiozdan, mai ales unul transparent, să vadă toată lumea ce port la mine. E transparent? E transparent? Da, transparent și holografic. Ia stai să vă prezint. Da, asta vreau să probez eu, să văd cum ar veni. Ia pune. Băi, ție o să stea cel mai bine. Da, ție tu oricum. A, uite așa. E micuță, așa. Ia bombă. Da, cred că stă bine. Da. A? Uite, dar de ce e așa sus? Nu înțeleg. Pentru că știi, noi sunt de la care la noi, așa se poartă la fete. Uitați-mi mâna. Așa îl poartă fetele. Așa? Da. Ia, vreau să văd cum arată cu el. Mamă, primă. Da, s-a terminat. Nu știu, Ana, vrei și ghiozdanul ăsta, ce zici? Da, eu cred că o să iau și ghiozdanul ăsta. Ok, deci pun la casă. Sincer? Da, adevărat, dați-l lui Bogdan tot ce luați ca să pune la casă, ca să le aveți deja acolo și la final să facem și totalul. Asta nu eu dau, m-am obișnuit cu el. Îți place deja, ți-ai pus-o la burtică? Da, cred că ghiozdanul ăla, sincer, l-am luat pentru el, doar că nu o să recunoască acum. Andrei, eu am ceva să-ți arăt tank în magazin. Ia. O pereche de pantalon, frate. Ia. Bă, pe gustul tău max. Ia mă, ia. Să mor tu, vino să vezi, frate. Ia mă, ia, ia. Pe gustul tău. Ia. Mă, nu cred. Știam că la ea mergi. Nu cred. Deci nu cred că vrei să știi. Wow, da. Andrei, ți-au și căzut pe jos. Wow, da. Deci mie mi se pare ăștia fix de tine, fix să țipe culorile, să urle pe tine. Eu sunt Gami. Da. Direct ești nebun, ăștia, fără nicio treabă. Ăștia, da. Zii tu că nu. Da. Bogdane, și mai am și o pereche roșie. Ce mărime? M, cred că ăștia. Hai să vedem. M, sunt ăștia ție ce trebuie. Cred că M. Țiplă, boss. Doamne, n-am văzut viața mea ceva care să se potrivească mai mult cu el. Pentru Andrei. Ia, la pantalon ce mai avem pe aici? Uite-te pe aici. Ia să mai vedem. Bă, și ăștia-s mișto, vezi, uite portocaliul ăsta, că toți ceilalți sunt portocalii. Da, sunt foarte, îmi place că subțirei așa astea. Dar uitați ce am găsit eu, cât de drăguță este. Deși scrie că e tailor for sport, iar eu nu fac sport, dar îmi place foarte mult. Bogdane. Dar stai colab, Bogdan, cumva? Și pe roșii. Nu, asta este o jachetă de la Puma, care e scoasă din arhivă, practic, are vreo 40 de ani, jacheta asta. Da. Și a fost reinventată, reprenduită. Nu, din a fost reinventată pentru trendul de astăzi. Da. Că mi se potrivește. Dar arată foarte bine. Da. Știi, mie mi se pare că arată niște colaborări de la Puma, adică eu de asta am și întrebat, știi? Nu, este un material super bun, super calitativ, dar e ceva standard. Chiar văd. Îmi place că Puma a început în ultimul timp să mai scoată chestii noi, chiar să scoată chestii noi. Avem un colab super tare la Puma. Ia uite, Ioana. Dați-mi voie să încerc. Ăsta cu cine? Puma cu cine? Cu Random Event. Ce drăguț wow. E. Ăsta chiar e catering. Astea sunt croșetate, nu sunt doar print aici. Da. Astea sunt șmechere. E combinație între... E combinație între print și alea. Da. Mamă, și pe mână, ăsta chiar merită. Și au și Adidas un colab ăsta. Bogdane, poveste fericită. Pune și pe ăștia la casă, te rog. Dar ce măsură trebuie? Măi, da. Totem, nu? Mamă. Ce măsură trebuie? Sau ăștia par mai mari, nu știu. Nu ce măsură sunt ăștia? Pune M. Ne uităm noi. Ai M în spate, nu? Că ăștia am văzut că sunteți. Ok, perfect, nu-i problemă. Nu-i problemă. Andrei, știi ce? Am văzut că ai geaca aia de la Rip and Dip. Știi ce înseamnă Rip and Dip? Știi ce sunt oamenii? Nu. Sunt pisicuța care... Ah, da, credeam că ai altceva. Nu. Băieții cu pisicuța. Ia, Ioana, vino aici. Vezi că e tare. Ia, vezi că e tare. E tare rău de tot. Dar chiar e tare rău, sunt mure de nu puțin place. Mai la mâneci.
dar... Păi așa trebuie să fie, ia așa trebuie size. Să fie un pic. Dar cred că mi-ar trebui el, pentru că dacă o leg, mă strânge pe fund. Ia vezi. Bine. Ai el la asta, Bogdan? Da, da, da. Perfect, atunci pune-i un el la casă, ar fi perfect dacă ai putea să-i pui un el la casă. Va veni Carhartt-ul, va veni tot Carhartt-ul, Bogdan? Da, a venit Carhartt-ul la nou, tati. Tu știi ce materiale bune folosesc ăștia de la Carhartt, frate, am geaca aia de la Sneaker Industry și aia în carou. Da. Bă, deci cât de bună ești, cât de mult poți să port și pe pantalon sunt tank rău de tot. Apropo, vezi. Dacă tot ești aici, frate, eu, când o să vedeți vechi clipul ăsta, eu o să fiu în Thailanda, așa. Știi? Da. Vreau și eu niște șlapi ceva. Șlapi? Șlapi ceva. Bogdan, șlapi avem! Am pentru tine perechea de șlapi speciale și m-ai rugat să-ți aduc. Ia! Ți-ai adus de la depozit? Ia stai puțin să-i vedem. Hai de șlapi, ia de care ziceam. Wow, da, da, frumos! A trebuit să-ți aduc de la depozit, că acum nu e sezon pentru ei în magazin, dar... Dar poți să-i găsească pe site, nu? Da, acum. Deci pe site sunt oricum indiferent de situație, nu? Da. Andrei, merge și codul, merge sunt și codul. Toate mărimile. A, păi perfect, dacă vrei șlap, frate, pentru la vară, vă luați și la reducere. O să apară și colecții și la noi, nu? Bine, da, o să apară și colecții noi, îți dai seama. Acum sunt eu nebun, dar merg la plajă pe vremea. Bine, asta. Bine, da, ăsta e singurul asta care e. Merge acolo la Thailand. Băi, Andrei, și geaca asta. Ia, frate. Asta e. Asta sau mai am o geacă aici, vino să-ți arăt. Ia, frate. Nu asta, asta, tati. Ia. Asta. Wow, da. Asta. Da. Asta nici nu știu ce măsură e. Cred că e M. Cred că e M, cred că ți-e și bună direct. Ia. E un true to size. Ia, dă-mă să o port. Mamă, dar ce mămăligă e clipul ăsta, nu crezi nimic. Adică... Nu știu, e haos așa. Ia să vedem, mă, geaca. Ce vrei să faci dacă tu faci haos? Ia să vedem. Ia, chiar sunt curios. Nu sunt eu mare fan al ghecilor care se pun așa pe tine, dar... Ia să vedem. Da-ți vine bine. Ce zici, Ioana? Ești super călucei. Bogdan, cum ți se pare că îi stă asta? Ia vino. Bă, mie îmi place. Mamă, ce bombă e. E perfect. E perfect. Bă, mi se pare. Bă, Andrei, eu știi ce zic acum? Mm. Hai să terminăm cu hainele, să trecem la ce e cel mai important, pentru că suntem la Sneaker Industry. Andrei, hai să începem. Bă, eu am ochii deja pe ceva, îmi pare rău. Eu am ochii pe ceva de când am intrat în magazin, am văzut pe ăștia. Ăștia, da, ăștia nu-s plac, tati. Bă, Retro 3-urile astea sunt tam. Nu sunt așa fan Jordan Retro 3, dar forță ăștia, chiar sunt forță. Sunt fan, mare fan Blazer. Mare fan Blazer. Dar chiar arată bine perechea asta, chiar arată un pic roz bine. Așa, dar eu zic că merge fresh de vară. Așa de vară, un pic de luat la Thailanda, frumos. Deci, cred că îi punem deja pe listă. Ioana, am acceptul tău? Am aprobarea ta? Îl ai pe al meu, lasă. Îl am pe al Bogdan. Da. 44 sau cât îți trebuie? 44, da. Dar ăștia, de ce zic, frate, nu-ți plac? Mie-mi plac, sunt tari în frate, nu știu, nu sunt așa fan. Dar sunt fan Jordan 1, nu Jordan 3. Exact ăștia. Eu am midurile astea în picioare care văd că sunt și aici, frate, doar că pielea pe ăștia mi se pare mult, dar mult mai calitativă. Da, ăștia mult. Și pe ăștia îi luăm. Și da. Pe ăștia? Da. Păi Bogdan, adu, pune-i lua la casă un 44. Dă-i încoace. Pe ăștia 42. Frumos. Ah, ok. Păi Ioana, tu de Adidas. Eu. Zim și tu de Adidas. Eu. Ce vrei? Ce-ți place? Da. A, zicea Bogdan de ceva care să meargă cu tricoul ăla. Adevărat. Bogdan, da, de ce ziceai? Uite aici. Ce frumos sunt. Vai, este exact. Mă duc să aduc tricou ăsta. Exact cum arată orice vis de al meu, acești Adidas. Deci direct animal print tot ce trebuie, nu? Exact, tot ce îmi doresc. Mamă, cu tricouașul ăsta. S-a terminat. Pe Thailanda o să fii cea mai mare, boss. Pe Thailanda rupi. Ai rupt Thailanda. Deci așa rămân? Păi hai să mă mai uit, mai încerc, dar îmi plac foarte. Eu zic că rămâne aia. Deci rămâne așa. Mie îmi plac foarte mult și ăștia. Și ăștia? Da. Ok, și ăștia sunt foarte mișto, perechea asta de RSX de la Puma, e o pereche destul de faină, am mai zis chestia asta în celelalte clipuri. Eu am perechea pe alb cu roșu și albastru și galben, adică direct de-a României pe ea. Și meci. Da, nu, nu o să fie meci, că mea e colorată, tata e neagră, știi, e simplu. Dar perechea asta chiar e faină, perechea asta chiar merită și are și detaliile astea pe aici mici, argintii, chiar merită. Da, ăștia îmi plac foarte mult și ăștia îmi plac foarte mult, dar... Detaliile astea argintii sunt reflectorizante. Ok, la poză o să iasă reflectorizante, Ioana. Da, o să mă vadă doar Adidas. O să vadă doar Adidas și dar tot ce contează. Normal, nu doar Adidas și contează, pe bune. Ba da, cum sunt? E cel mai important lucru dintr-un outfit, părerea mea. Aici a terminat Bogdan de adus măsurile, v-au plăcut tot ce v-ați luat? Să vă zicem că totalul a fost de 3660 de lei, v-ați luat astăzi. Asta e pe cheltuia la mea, dar pentru un asemenea episod merită, zic sincer, chiar merită. Nu uitați să le dați follow la Andrei Gavril Lăl, Ioana Sfinxul, Ștefan 27, Andrei, Bogdan Pană și Bogdan Pergel, băiatul din magazin care ne-a ajutat, și follow la tovarșii noștri de la Sneaker Industry care ne-au ajutat cu acest clip și care ne-a oferit magazinul pentru acest clip. Și cred că cam asta a fost, nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele, nu uitați să aprindeți clonțopelul și
Ne vedem data viitoare. Pa. Pa.